Trebuie să avem un buget echilibrat. Nu mai putem face un buget politic pentru că distrugem județul. Este cea mai recentă declarație a liderului social-democrat de la Giurgiu vis-a-vis de bugetul pe 2014. Cu toate astea, nici la ultima întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean nu s-a ajuns la vreo înțelegere în ceea ce privește repartizarea bugetului către primării. Iar marțea viitoare, sumele de echilibrare vor fi supuse votului consilierilor județeni. De față, se pare că vor fi și cei vizați, în mod direct, primarii localităților giurgiuvene. Câți bani avem, trebuie să împărțim foarte puțin și să încercăm să rezolvăm problemele în tot județul echilibrat. Bugetul de echilibrare care vine la repartiția celor 160 de miliarde care vin la localități. Cred că trebuie să avem un buget echilibrat la absolut toate comunele, chiar comunele care în momentul ăsta nu mai există USL-ul, dar la cele care sunt în afara jocului și care n-au consilieri județeni așa de mult, trebuie să le asigurăm echilibrat același buget. Nu putem să mai facem un buget politic, că distruge în județul. Vreau un buget egal pentru toată lumea, un buget echilibrat, un buget fără să ne uităm ce scrie în dreptul primarului sau ce considerăm noi că scrie PSD sau PNL, nu ne interesează. În acest an, județului Giurgiu au fost repartizate 164 de miliarde de lei vechi pentru cele 54 de localități giurgiuvene. Bugetul este mai mic cu 8,6 miliarde decât cel din 2013, iar în opinia socialdemocraților de la Giurgiu, la repartizarea sumelor trebuie să se țină cont cu prioritate de sectoarele sănătate, învățământ și investiții.